săptămână încărcată pentru elevii de la grupul școlar Dr. Ioan Șenchea. În perioada 3-8 mai ei sărbătoresc zilele liceului Șenchea. În acest sens, tinerii au pregătit o serie de manifestări artistice, culturale și sportive, inclusiv o petrecere nocturnă. În perioada 3-8 mai, elevii și profesorii de la grupul școlar Dr. Ioan Șenchea sărbătoresc 48 de ani de la înființarea liceului. Cu această ocazie, elevii au pregătit o serie de manifestări pe parcursul întregii săptămâni. În acest an, sărbătoarea are un impact mai deosebit, având în vedere că peste 2 ani se vor sărbători 50 de ani de la înființarea instituției. Au loc manifestările tradiționale, manifestări denumite la noi Zilele Liceului Șenchea, poate cu un impact mai deosebit anul acesta, având în vedere că peste 2 ani sărbătorim 50 de ani de la înființare. Vrem să dăm o amploare deosebită acelei manifestări care va avea loc peste un an și jumătate, doi ani și în sensul acesta pregătirile pentru zilele Schenkia în acest an au fost ceva mai deosebite. Punctul central, spun eu, este constituirea în baza unei manifestări organizate sub forma unui simpozion, a unei mese rotunde între actuali elevi și foști elevii ai școlii. Ieri la ora 13 a avut loc cu paliceului Șenchea la basket. Astăzi, clasele cu profil turistic au organizat o expoziție de afișe pentru promovarea turismului făgărășan. Joi va avea loc un spectacol susținut de formațiile artistice ale școlii, iar vineri elevii vor deschide o expoziție de aranjamente florale. Sâmbătă însă vor avea loc cele mai multe evenimente. Astfel, începând cu ora 10, foști și actuale elevi ai liceului vor participa la simpozionul Elevi la Șenchea, trecut prezent și viitor. Distracția va continua cu jocuri, concursuri, chiar și meciuri de fotbal de a profesorilor și elevii claselor a 12, -a, dar și între echipa liceului și foști absolvenți iar de la ora 19, tot tineretul Făgărășan este invitat să participe la o petrecere nocturnă. De asemenea, zilnic între orele 8 și 13, porțile liceului sunt deschise absolvenților clasei a 8 -a.